Bună găsit, doamnă, domnilor, la o nouă ediție a Radiografiei Zilei. Suntem pe ultima 100 de metri a campaniei și discutăm cu candidații. Astăzi a revenit domnul Gheorghe Brânduș, este candidat din Partea Aur la primăria Comunei Săcele, la fotoliul de primar. Vom continua dezbaterea și vom continua, de fapt, prezentarea programului de campanie și cu, evident, prioritățile pe care și le propune domnul Brânduș pentru următorii 4 ani, modul în care își conturează, de fapt, strategia pentru Săcele. Bun revenit! Bine v-am regăsit! Îmi pare bine și vă mulțumesc pentru această nouă invitație. Și noi mulțumim că ați onorat-o. Da, intrăm pe... Cum merge campania? Merge foarte bine. A intrat în linie dreaptă, mai avem o săptămână, da, mai puțin de o săptămână, 5 zile. 5 zile, da. O să fie destul de intensă prezența pe străzi și... Acum, în ultimele zile, nu? În ultimele zile, pentru că sunt și șantiere deschise la care sunt prezent și trebuie să verific... Da. Toate lucrurile, calitate de viceprimar. În calitate de viceprimar, cu toate că nu prea este pe placul actualului primar. Da, deja sunteți cumva în competiție. Este un conflict destul de evident. Da, am înțeles. Am venit ca să expun o problemă foarte stringentă a comunei noastre. Este vorba de alimentarea cu apă potabilă a localității Săcele și Traian. Ce s-a întâmplat cu alimentarea? Că ați spus că vreți să vorbiți despre sistemul de alimentare da, cu apă. Sistemul de alimentare cu apă al Comunei Săcele. Al Comunei Săcele, da. și satul Traian a fost în administrarea primăriei până anul trecut. Deci primăria a investit, a făcut rețeaua, a săpat puțurile, a conectat, da, stații de pompare. Pompe, stații de pompare, așa. Branșamente pentru oameni. Deci s-au făcut toate aceste lucrări, da? În decursul a 28 de ani. Mm-hmm, cu banii primăriei. Cu banii primăriei. Anul trecut s-a hotărât de către actualul primar. Păi Consiliul trebuia să voteze. Da, Consiliul, știți cum, am mai discutat și data trecută. Consiliul face ce spune primarul, pentru că metodele de constrângere sunt evidente, se știu, nu mai trebuie să revenim. Bun, și a decis primarul de acum în funcție, da, că trebuie să meargă unde? Să meargă la Raja. Așa. Din punctul de vedere al meu și al multor locuitori din Săcele, ar fi trebuit să rămână în administrarea primăriei. Păi mi se pare normal, dacă este investiția comunei și banii sunt acolo, adică ce faci? Investești 28 de ani și după aia dai gata, o lucrare făcută, unei alte companii să o exploateze cu resursele pe care tu le-ai investit și culmea, compania aceea ia toate resursele pe care le produce de acolo, toți banii. Exact, speță. Da. Norocul nostru că putem să o luăm înapoi. Cum? Adică vă referiți legal? Adică să legal, intentați legal. Ce? Proces? Nu instanță, proces. Dar... Ea este dată în administrare. Administrare. Da? Deci puțurile, rețeaua, toate sunt ale Comunei Săcele. Ca proprietate. Ca proprietate. Da. Și ca ei iau decât în administrare. Singura problemă este că s-a vrut să se... Cum să vă spun eu? Domnul primar s-a spălat pe mâini cu apa comunei precum Pilat din pont. Am înțeles. Păi da? care a fost până la urmă? Aici trebuie să fie o înțelegere, probabil, o chestie, un... Înțelegerea este destul de... Deci, la început, mi s-a părut ceva curios faptul că dumnealui a hotărât să candideze din partea PSD-ului. Și anterior, mandatul a luat de la altă... De la PNL. Am înțeles. Eu cred că a fost o înțelegere... Și asta să fie dat în schimbul, da, trebuie să aveți documente să justificați asta. Nu, deci de asta mă abțin, dar este o întrebare pe care eu o adresez în mod public, dacă a fost așa sau nu. Poate că ar spune că administra mai bine Raja. Nu, nu, din punct de vedere, deci ea se din punct de vedere tehnic nu mi se pare că ar fi să fie administrată mai bine. Pentru că sunt aceleași probleme. Uh-huh. Vara se acutizează. Este lipsă de apă. Ca să vă dau un exemplu, acum o săptămână de zile, satul Traian a stat 8 zile fără apă. De ce? Care a fost problema?
probleme tehnice, o pompă s-a ars. Nu s-a mai pompat, a venit vara. Consumul de apă crește. Consumul de apă crește, și prin faptul că este folosit în scopuri casnice. Da, păi la... Se spală, se udă grădinile, se irigă, dar în... Aveți, mai au oamenii și puțuri acasă, vechile, foarte fântâni. Puțin. Foarte puțin. Da. Tocmai de asta este o problemă destul de stringentă. Acută și stringentă. Da. Pentru că oamenii au spus așa, domnule, deci noi am făcut un sistem, comuna noastră a făcut un sistem de apă al comunei. Da, de ce să o dăm la altcineva? Ea se putea afla în administrarea Consiliului Local, lăsată, prin înființarea unei societăți. Da, și societatea administrează, primăriei. Sub egida și sub îndrumarea ANRSC-ului, care au fost întotdeauna dispuși să ne ajute să putem să facem lucrul acesta și rămânea al comunei. Se creau locuri de muncă pentru oamenii din comună, cel puțin 7 locuri de muncă. Da, da. Și existau 7 familii care puteau să beneficieze de salariile. Poate și chiar de... mai multe locuri. Poate chiar mai multe, da. Se putea păstra un preț destul de acceptabil și la apă. Acum cât costă metru cub? E 8 lei metru cub. Da, cam așa e, mă rog, în multe comune. În multe comune, dar în momentul în care... Problema este în felul următor. În momentul în care ai venit, da? Ai luat sistemul de apă, ai crescut prețul, da? N-ai investit? Ai investit foarte puțin. Da, în ce au investit adică, cei de la nu știu, poate au cumpărat o pompă, poate au reparat o altă pompă. Lucrurile, deci, văzându-se amploarea sistemului, da, este nesemnificativ. Pentru eu vă spun, acum, în momentul în care vine căldura, iarăși oamenii nu o să aibă apă. Da, da. Când vine vara, care sunt problemele? Consumul mare de apă? Consumul mare de apă, sau nu cedează pompele. Nu se face debitul. Față. Da. Deci debitul de apă... Puțurile sunt... Puțurile... Ar fi trebuit decolmatate, trebuit denisipate, ar fi trebuit pregătite, ei au avut la dispoziție un an de zile în care să facă lucrurile astea, pregătindu-se pentru sezonul de vară, știind problemele pe care le-am spus de atâta timp. Da, da. Asta vară au fost probleme? Au fost probleme, dar chiar atunci preluau dumnealor, deci s-au lovit de probleme, ar fi putut să se pregătească. Da? Lucrul acesta nu s-a făcut, în schimb au încasat bani. Da, păi asta au încasat bani. Problema, știți care este? Că dacă omul întârzie cu plata facturii, vine și cu somația de debranșare. Da. Da? În schimb, omul când se duce și spune, domnule, eu de 4 zile nu am apă, da, și ei nu vin cu nu soluția. Poți. Da, fără apă nu poți. Nu, da, dar se strică mașini de spălat. Da. Ne fie impresiune, deci nu poți să speli, nu poți să speli copiii, nu poți să folosești baia, nu poți să... Deci sunt multe probleme. Lucruri. Sunt multe probleme care sunt legate de acest lucru. Ei, fiind, ei nu le știu. Toată lumea mă sună pe mine. De câte ori se întâmplă... Pentru că primarul și viceprimarul sunt interfața, de fapt, și știm deci că ei, ei mă sună pe mine, eu trebuie să intervin și le spun destul de clar. Domnule, nu mai răspund eu de problema asta. Da, dar știu că sunteți viceprimar. Exact, știu că sunt vice... Și ceva, intervin, fac, dar vedeți că... Nu mai... Deci Raja nu e a mea. Da, da. Și până la urmă, păi, pot nu... Și dacă de la Raja pot să nu răspund la telefon... Bineînțeles, sau... da, dar, de exemplu, este o spărtură, da, care... De o săptămână jumate n-au venit să o facă. Mm-hmm. Da? Cred că sunt depășit și că s-au extins prea mult. Exact. Da, asta este singura problemă. Eu am venit și cu soluție către ei. Am spus, domnule, pe zona asta, dacă ați venit, de exemplu, de la Năvodar până la Mihai Viteazu, ați preluat sistemele de alimentare cu apă, creați... Până la Mihai Viteazu au preluat? Da. Zic, creați pe zona aceasta un echipaj cu o mașină mobilă, dotată cu generator, aparat de sudură, cu tot. Și a angajat 2-3 oameni care să fie în teren, nu vii dumneata cu omul de la Constanța sau de la Cumpăna sau de la Mangalia, să faci reparația în săcele. Da. Cum ați? Care ar fi procedura să recuperați? Casa a spus că recuperăm Procedura este, deci se poate datorită faptului că ei n-au făcut investiții destul de mari. Este un contract da. Da, care
acolo se stipulează anumite clauze. Da, ce au investit ei, clauzele așa. Clauze. Investiția n-a fost. Deci se poate recupera. Este un procedeu puțin mai greu, dar se poate. Da. Se poate. Eu vreau să-l iau pentru... Hotărâre de consiliu sau cu hotărâre de consiliu, cu motivația. Motivația respectivă, cu discuții. Și în primul și în primul rând, e singura chestie este de genul ăsta. Dacă ești depășit, retrage-te. Da. Cred că sunt depășiți, da. Da, dacă ești depășit, retrage-te. Pentru că se concentrează în orașele mari, pentru exact, că marile exact. Orașe întotdeauna a fost scuza, nu venim că avem la Cogălnicianu, nu venim că avem la Năvodari, nu venim că avem la Lumina, nu venim că avem la Ovidiu. Și se pierd metri cubi apă pe zi, care ar fi trebuit, și știți ce se întâmplă? Metri aceștia cubi sunt plătiți de oamenii din comună. Știu, așa este. Sunt plătiți de oameni și din comună. Măcar dacă ar fi să ajungă la ei, plătesc apa și nici nu au. Exact, și nici nu au. Ați fi redus prețul la 5 lei, spuneați. Da. Deci, din calculele care, de când aveam în administrare, deci cu 5 lei pe metru cub, se susținea sistemul, da? Și se putea și moderniza. Am înțeles, da. Că trebuie și modernizare. Modernizare. Decolmatare, luat pompă, mentenanță. Problema e că întotdeauna s-a lăsat pe ultima 100 de metri. Eu când aveam în administrare chiar propuneam, domnule, hai să luăm o pompă să avem de rezervă. Nu-i rău. Lasă. Nu-i rău să ai o pompă deci, de rezervă. Mai degrabă investesc în jocuri de artificii și de astea de 5.000 de euro, da? 5 minute, 5.000 de euro. O pompă cât costă? 5.000 de euro. 6.000, 5.000, dar 6.000. Cel puțin nu o folosești. Contează. Dar 5 minute, 5.000 de euro, da? Se duc. Iar pompa rămâne acolo. Pompa rămâne acolo. Da. Deci banii ar fi fost. Da. Când, știți când s-a dat în folosință, mai țineți minte, stația de pompare cu rețeaua de apă, cu asta, cum merge atunci? Stația de pompare, deci imediat după Revoluție, prin 1997, cred. Și cum era atunci sistemul de alimentare? Erau puține, pentru că existau și fântâni. Da. Și oamenii nu se conectaseră. S-a făcut prima dată o rețea și după aceea s-a extins. S-a făcut pe zona centrală? Pe zona principală, pe zona străzile principale și după aceea s-a extins din aproape în aproape. Da? Exact. Și au fost prima dată trei puțuri care au fost preluate de la fostul IAS. Mm-hmm. S-a făcut. Deci apa s-a făcut. Este bună. Apa, e... apa este apă potabilă. Da, deci este apă potabilă. Vă dați seama că sunt, dacă vă uitați pe harta hidrologică, Săcele este cu verde. Sunt niște zone cu pungi de apă aproape plată, sub câteva sute de metri. Da. Problema este că în ultimul timp, datorită secetei, automat a scăzut nivelul de apă. Freatică, datorită folosirii îngrășămintelor chimice, au început să crească și nivelul nitraților. Da, nitriților. Pentru că pânzele între ele comunică. Este ceva normal. Da. Noi am încercat și le-am făcut în așa fel încât, deși ca și poziție, puțurile sunt la aproape 4 km de sat. Undeva spre adâncimea puțurilor s-a trecut deja de prima pânză freatică, adică sunt destul de adânci. Da, și la decolmatare nu puteți să mergeți mai jos, la o altă pânză. Se poate merge și mai jos. Se fac decolmatări, da, denisipări, sunt investiție. Ani. Vă dați seama, sunt ani de zile de când nu s-au mai Se face făcut. O investiție ca lumea și aveți exact, apă bună. Exact, și să fie apa bună pentru oamenii din comună. Din comună deci da, pentru ei. Pentru ei. Pentru că în momentul de față, oamenii decât plătesc și beneficiază alții. Da. Da, beneficiază și, mă rog, se adună și frustrarea asta că se oprește apa, nu e nivel de apă, nu e debit, ai ore. Exact. Trecut și noi prin faza asta, eu stau tot așa într-o comună și au fost veri, acum nu mai avem probleme, dar pentru că au rezolvat problemele în comună, la Cogălnicianu, dar aveam ani în care aveam pe zi cu program. Păi trei vara, dimineața, vara, două ore la prânz, seara, două vara ore. La noi, acum, în situația asta, deci când, acum, ieri și alaltă erau fost primele zile de caniculă, da? Au fost 32 de grade aproape, da? Da, așa sunt 34. E,
E, din momentul acesta o să vă spun că într-o lună de zile o să se treacă iar la program de apă. Păi da, debitul de care vorbeați la exact, apucuri. Exact. Și problema este în felul următor. Trebuie să investești. Trebuie, ai luat, încasezi. Încasezi, dar cum să spun, și nu încasezi puțin bani. Da, da, da. Trebuie da, să dai este. Ceva înapoi. Da, și este, și este. Adevărat. Ei întotdeauna ridică din numeri, dar când vine factura, când vine cu somația și te debranșează. Da. Bine, și oamenii au și ei putere de cumpărare mai mică, cum e la țară în general. Mediul rural nu sunt bugete așa de mari și oamenii exact. Se descurcă cum pot. Muncesc. Se cere totuși o comună mai bine poziționată, oamenii fac naveta către Năvodar, este către orașul bine poziționată. Da, și merg și permit să merg. Da, este și aici o problemă. Este bine poziționată, dar este prost administrată. Da, da, și asta e. Păi acum aveți ce să rezolvați dacă veți câștiga exact. Mandatul. Știu că pe lângă apă, dacă vreți să mă adăugați apropo de rețea de apă ceva, putem să vorbim. Știu că vă... Nu, asta vreau. Acesta este un obiectiv al meu. Da? Obiectivul este să reluăm, să recâștigați, să recuperăm sistemul de alimentare cu apă, să îl punem pe picioare, să îl modernizăm și să îl redăm oamenilor din comună. Am pentru înțeles. Că e al lor. Da? Deci este apa lor, ei trebuie să fie primii beneficiari. Da, pentru da. Că părinții noștri au contribuit la da, realizarea acestor, de atunci. Sigur, sigur, la realizarea acestui lor. Sistem de alimentare cu apă. Este păcat să-l dăm când putem noi să beneficiem de el. Da, sigur că da, sunt convins de asta. Știu că v-ați propus să reabilitați și clădirile publice din comună. Da. Reabilitați termic. Exact. Reabilitarea termică... Adică asta ce înseamnă? Primărie, școli? Primărie, școală, cultural, grădiniță, cămin da? Cultural. Străzi grădiniță acolo, parcă nu? Nu, nu, două. E o singură grădiniță și două școli. Nu, și o școală. Nu era o școală micuță. Eu când eram elev, țin minte că eram elev la Sinoie și am venit, cred că eram prin clasa 6-a, măi, în anii 80 asta, în anii, da, cred că în 1979 sau 80, am venit la un concurs acolo, se făcea un concurs pe zonă, erau mai multe comune și am mers în școala aceea care e lângă șosea, în spate. Era o școală din perioada aceea. Aceea este? În formă de... Da. Aceea este școala. A, așa, da, aceea. Da, da. Aia este singura școală care așa a mai fost de mult, de mult, a fost în satul Traian, dar da. N-am prins părinții mei. S-a desfințit școala acolo? În satul Traian? Poftim? S-a desfințat școala în satul da, Traian. Da, de mult. Păi de nu mult mai sunt copii la... Și copiii vin la Săcele, nu? Copiii vin la Săcele, da. Am înțeles. Bun, și să reabilitați... Reabilitarea clădirilor publice, termic. Pentru că la școală se poate diminua consumul de combustibil. Da, 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 prin izolare termică. Prin izolare termică și prin eficientizarea energetică a lor. E vorba și de primărie, da, este vorba da. Și de școală, e vorba de grădiniță. Și mai este o problemă. În administrare, în patrimoniul primăriei se află și un bloc de locuințe sociale. Bloc de locuințe sociale care, aparținând primăriei, se puteau... Acolo sunt oameni cu probleme sociale. Știu, știu. Da. E undeva, cred că în partea de est a comunei, lângă Iase. Fostul Iase. Da, fostul da. Iase, știu, știu. Acolo primăria putea să se implice, exact, pe proiect. Deci proiect. Pentru că și fac proiecte. Să-l învelopeze. Să-l învelopeze, să-i refacă acoperișul, să îl... A construit cine? Iaseu a construit Iaseul, blocul? Iaseul a construit acel bloc și... Stăteau acolo probabil cei care erau atunci pe vremuri, când lucrau veneau și lucrau... Nu, 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 nu. În perioada aceea erau garsoniere amenajate pentru cei care veneau să lucreze din țară. Deci veneau din Maramureș, din Moldova, din toate părțile, da. Veneau acolo și erau cazați locuiau în acel bloc. În acel bloc. După Revoluție, el a fost achiziționat de către o fundație și donat primăriei. Special pentru locuințe sociale. Pentru locuințe sociale. Câte familii sunt acolo? Păi în momentul de față sunt 7 familii care locuiesc acolo. Și care ar fi putut să beneficieze de aceste
Păi și de ce? Proiecte. Dar nu l-ați pus pe nu a fost o hotărâre sau nu l-a supus la vot sau nu a existat nicio idee legată de... Păi n-a existat nicio idee legată de acel... Câte apartamente sunt acolo? Doar 7 sau... Nu, sunt, deci nu sunt apartamente, erau garsoniere. Era o cameră... Am înțeles. Deci erau garsoniere, pentru că ele fiind folosite decât pe timp de vară sau când erau folosite, înainte ele așa au fost concepute. Da, fără proiectul, sistem de încălzire. Exact, fără sistem de încălzire, fără sistem de alimentare cu apă, fără sistem de canalizare. Acestea au fost unele, iară propunerea de ale mele referitor la acest bloc, ca să se facă, să, dacă tot se face canalizarea în comună, da, și blocul să, acela să fie conectat la canalizare. Să se facă în blocul respectiv, să se realizeze un sistem de canalizare și un sistem de alimentare cu apă, pentru că oamenii, știți cum, fiecare a făcut cum a putut. Da. Deci până acum și la Căminul Cultural. Deci, Căminul când e construit? Este... Anii 50, probabil, 60. Ceva de genul. Da, nu mai țin minte are și el 50, exact, 60 nu vreau de să vorbesc, dar are. Păi se vede că este o construcție din acea perioadă. Este, a mai fost reabilitat, dar a fost reabilitat așa, cum să spun, nu în mod ce vreți serios. Să-i faceți în afară de reabilitare termică? Refacerea acoperișului. Am înțeles. Are probleme acoperișul? Nu acoperișul. Este o terasă. Aha. Care în momentul în care plouă, se creează, cum să spun, foarte scurgeri, multă... Da? Exact. Scurgeri, scurgeri și, de fapt, infiltrație. În revin la o altă problemă care o am și întotdeauna m-a frapat lucrul ăsta. În clădirea căminului este și poșta. Am înțeles. Poștă care... Acolo vin oamenii să-și ia pensia, să-și ridice, să depună colete, să-și ia scrisorile. Poșta în momentul de față este o hrubă. Dacă intrați, e doar o încăpere? Sau e o încăpere. Dacă intrați în încăperea respectivă, spuneți că intrați în secolul XVIII. De ce? În condițiile în care în cămin s-au mai investit, da? În celelalte. Dar camera aceea a fost lăsată de izbeliște datorită faptului că s-a presupus că persoanele care lucrează acolo nu-l susțin pe primar. Am înțeles. Ați înțeles? Da, cum se întâmplă în general, mici animozități, mici... Până la urmă primarul, te apreciază. Nu contează, chiar nu contează până la urmă, că dacă o faci, o faci pentru bătrâna care vine să-ți ridice pensia. Pentru toată lumea. Trebuie să... Exact. Toată lumea, da. Deci nu o faci pentru angajată. Și până la urmă angajata și orice om din comună poate să aibă orice opțiune dorește. Dar ești primar, îi administrezi pe toți, de fapt. Exact. Și ești primarul tuturor. Nu ești primarul celor care te-au ales. Nu. Da. Ești primarul celor care acolo fac parte cum se din întâmplă comună. În mediul rural. Toată lumea știe despre toată lumea și zvonurile se duc, lumea vorbește. Dar nu trebuie să se privească chiar atât de încrâncenat lucrul acesta. Da, și eu sunt de acord că nu trebuie așa. Deci nu, suntem vecini, suntem oameni, am trăit, ne cunoaștem. Comunitatea totuși e micuță. Exact, asta nu înseamnă, deci nu trebuie să te iubească toată lumea. Da, nu trebuie, deci asta ar fi, vă dați seama că e ceva... E utopic. Da, să te iubească, exact. Să te iubească toți. Da. Bine, acum știi cum e. Practic, dacă cineva ar spune primarului că s-a întâmplat, nu, domnul, nu e adevărat, n-am avut resurse, n-am avut fonduri, poate că spune că este a poștei, trebuie să o reabiliteze poșta. Nu, poșta nu este a poștei. Poșta are contract cu primăria de închiriere. De închiriere, am înțeles. Eu ca proprietar am obligația să-i ofer condițiile necesare. Da, optime. Pentru ca că facă... el, ca și pentru reabilitarea, să spunem, a instalației electrice din poșta respectivă, nu poate să o facă el fără acordul proprietarului, da? Da, sigur că da. Înțelegeți? Foarte important lucrul ăsta. Lucrurile sunt clare. Vrei să faci ceva, te zbați și faci. Da. Nu faci numai de ochii lumii, nu faci numai ca să, în ultimul an, ca să te aleagă oamenii. Da.
Păi acum pe unde mergi, în toate comunele și orașele, se lucrează peste tot, la foc continuu. Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim după aceea cu povestea asta cu lucrările. Doamnelor, domnilor, revenim în partea a doua cu invitatul meu de astăzi, domnul Gheorghe Brânduș, candidat, cum spuneam, la fotoliul de primar al Comunei Săcele. Discutăm restul priorităților pe care și le-a propus pentru mandat. Rămâneți atât de noi! Am revenit, doamnelor, domnilor, în a doua parte a ediției de astăzi a emisiunii Radiografia Zilei. Pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, vă reamintesc, invitatul este domnul Gheorghe Brânduș, candidat din partea AUR pentru primăria sau pentru fotoliul de primar al Comunei Săcele. Și vorbim despre platforma program, despre proiectele pe care vrea să le deruleze dacă va câștiga un mandat. Vă rugam să luăm o pauză ca să nu vă întrerup. Și discutam legat de perspectiva aceasta a reabilitării căminului cultural. Câte locuri sunt acolo la cămin? E cu scenă, cu tot? E multifuncțional? Cu scenă, da? este funcțional. Căminul este folosit și pentru evenimente. Și pentru evenimente, da. Păi într-o comună, nunți, da, căminul botezuri, e la îndemână. Botezul, da, da, nunți, eventual. Parastase, da. Deci tot ce ai, și serbările da, serbările copiilor, elevilor de la școală. Sau festivaluri cu ceva anume. Festivaluri, deci acolo... Deci, acolo aceste evenimente se țin. O altă problemă referitor la reabilitarea școlii, care tot așa, sunt 300, aproape 300 de elevi care frecventează cursurile școlii. Clasele 1-8, nu? Clasele 1-8 și grădinița. Și grădinița, da. Și grădinița. Care sunt 300 de elevi în comună? 300, da. Da, 300 de elevi școlari și preșcolari. Da, da, da. E un număr care, important. Cum să spun, ei sunt viitorul comunei. Da, sunt viitor, așa este, adevărat. Noi dacă nu ne interesăm de ei... Și nu vă preocupă. Da. E complicat mai târziu. Pierdem viitorul. Da, pierdeți viitorul, da. Pierdem. E adevărat. Începând de la plecarea de acasă a copilului... Da. Când el pleacă pe niște străzi neasfaltate. Da, sunt. Am văzut că unele au piatră, altele au puțin unele asfalt. Au piatră, da. Unele au puțin asfalt, unele sunt făcute așa, ca să fie făcute. Dar străzile ca străzile nu sunt trotuare. Da, asta e mai complicat. Păi dacă nu ai stradă, nu ai nici trotuar. Nu, normal. Nu, da, 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 dar de exemplu, hai ca să vă spun altceva. Poate există un motiv. Nu am avut bani pentru să asfaltez o stradă. Adevărul este că asfaltarea costă. Da, și trotuarul costă. Am înțeles. E vorba acolo de investiții mari. Da, 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 dar un trotuar pot să-l fac. Da, poți să faci un trotuar. Poți să-l fac un trotuar. Cu pavele, cu niște borduri. Nu neapărat cu pavele, și cu beton dacă îl faci. Și cu beton, da. Deci, pentru că pavelele, știți, că tot timpul, întotdeauna când vrea să se facă câte ceva să poată ăsta, se pun pavele. Se scot pavelele vechi, se pun pavelele noi și tot așa. Și ne plimbăm cu pavelele de nu mai știm de noi. Se puteau turna din beton. Da, și asta e adevărat. Tortuarea poți deci să faci din beton. Copiii nu pot merge în siguranță la școală. De ce? Merge în sensul că e mizerie? Păi e nu, nu, pe stradă. Ei trebuie să meargă pe stradă. Și trec și automobile? Trec autoturisme. Dimineața, vă dați seama, toată lumea pleacă la servici. Da. Toată lumea, deci, lucrează în oraș și pleacă cu autoturismele personale. În același timp pleacă și copiii la școală. Da. Deci, dimineața, părintele, ca să fie sigur că ajunge copilul la școală, se duce și îl duce de mână. Mhm. Uh-huh. Pentru că până la o anumită vârstă trebuie să fie supravegheat. Categoric. Eu țin minte, da? Eu țin minte când mergeam noi la grădiniță. Ele fiind, nu? Ele fiind, da. Așa? Mergeam la grădiniță și la școală în clasa întâi, nu veneau părinții cu noi. Da? Bine, nu era situația de acum. Nu era situația, da, 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 da. Nu era situația de acum, dar trebuie să
ne pliem. Da, da. Trebuie să creăm condițiile copilului să ajungă în siguranță la școală. Da, 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 normal. Unde sunt trotuare, nu sunt toaletați copaci. Dacă v-ar spune cei din comunitate, ai fost viceprimar, de ce nu l-ați făcut până acum? Da, 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 nu depinde de mine. Da, nu depinde, eu vin, da, da, eu da, vin cu propunerea. Da, da, adevărat. Dar în momentul în care întotdeauna mi se spunea să fac un pas înapoi. Da, ați spus că vi s-a spus mereu asta. Înțeles? Da, deci mi s-a spus, fă un pas înapoi pentru că o să te aprecieze oamenii. Lucrul acesta, vă dați seama că eu nu puteam, indiferent, veneam adică cu propunere. Să mergeți împotriva voinței și să vă puneți, practic, să vă opuneți. Dar nu era nicio soluție. Șansă, nicio șansă. Pentru că, v-am mai zis, erau metode de constrângere și știu, sunt în continuare. Dar, în general, în comune, fiind comunități mici, fiind consilieri puțin, toată lumea știe că, de fapt, în comune, toată România se întâmplă așa. La urmă. Da. În oraș e puțin mai complicat să domini un consiliu, dar exact, în comunele mici... Dar în comunele mici da, da. Sunt, sigur, oameni sigur, pe care și... au un magazin, da, poate nu votează locale, cum acolo. Trebuie, da, există da. Metodă să mici, putem să... Mici chestii. Da. Și referitor, da, la deci de la venitul la școală, deci de la drumul la școală, școală, da? Până... aceasta este o problemă, da? Trotuarele. Un aspect, da? Trotuarele. Sunt copiii care sunt aduși din satul Traian. Da. Vin la școală la Săcele. Vin la școală la Săcele. Sunt aduși cu microbuzul școlar. Microbuz școlar care este achiziționat în 2007. 17 ani. 17 ani. Da. 17 Cam ani. Cam mult pentru un microbuz, că se uzează moral, tehnic. Da. E vorba de siguranța copiilor. E vorba de siguranța copiilor. Vreți să luați altul? Deci, acesta este un scop și un alt proiect, de fapt. Alt proiect. Să achiziționăm un microbuz. Ca să vă dau un exemplu, da? În momentul de față, la toate olimpiadele care participă copiii, la toate concursurile organizate... La faza județeană. La faze județene. Și la Năvodari vin. Deci și în alte comune, da, când se deplasează, părinții sunt obligați să se deplaseze cu mașinile personale. Dar de ce? Microbuzul de ce nu merge? Pentru că microbuzul nu este... Tehnic nu mai corespunde. Tehnic nu mai corespunde. Am înțeles. Păi și de la Traian până la Săcele sunt câțiva kilometri. De la Traian până la Săcele sunt 2 km. Da, deci și se nu poate e traficul face, ăla așa de nu mare. Nu este traficul, se poate... Deci, ăsta, dar efectiv acest microbuz se târâie. Am înțeles. Deci, adică nu prezintă securitate, siguranță pe exact, drumurile publice. Exact. Da, e exact. Mai bine că nu iese. Păi tocmai, da, dar vedeți că părinții... Deci e vorba tot despre viitorul copiilor. Că da? Festivalurile, spre exemplu, olimpiadele, toate sunt olimpiadele, sunt festivalurile da, și sunt copiii care au rezultate pe plan național. Da, știu, la sunt olimpiade. Convins de asta. Merg la concursuri de dansuri, merg la concursuri de sport, poezie, de merg sport, la științe. Concursuri de cântece. Deci ei se implică, școala se implică, da, dar da. Susținerea din partea primăriei, doar atâta trebuia. Un microbus să fie pus la dispoziție. Da, 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 da. Și un microbus funcțional pe care poate să se bazeze, să meargă și să poată să își ducă copiii unde au nevoie. Da. Altă problemă. Școala nu are o sală de sport. N-ați avut niciodată în Săcele sala de sport? Sau a fost și numai dezafectată? Nu. Se făcea într-o clasă, la un moment dat... Și aveți spațiu unde să o faceți? Exact, construiți? Da, este. Unde, acolo, la școală? Sau unde? La școală. Și în curtea școlii. Terenul de sport este din beton făcut. Da? Un covor sintetic nu s-a cumpărat, cred că cred că are 10 ani. Da. Păi asta puteți să o faceți, că nu păi costă da, o nu, sală nu de costă. Sport, nu costă foarte nu mult. Costă. O amenajați și cu ajutorul firmelor de acolo, o dotați. Da, e merită pentru copii făcut. Păi, este vorba de să faci un club sportiv. Vreți să faci și club? Un club sportiv. Un club sportiv pentru că sunt copii care au aptitudini. Da? Divers. Da. Deci, volei, tenis, exact, fotbal, box, da. Sunt copii care sunt atrași de anumite și dacă nu îi îndemn și nu îi împingi de la spate și nu le oferi condițiile, este foarte greu ca să vină să facă performanță în Constanța, da, în Năvodari. Știu. Pentru că drumul, sunt cheltuielile, exact, sunt cheltuielile, timpul sunt pierdut. Drumul. Da, sigur.
La noi, la școală... De la Săcele la Năvodari faci 20 de minute. Sunt 20 de kilometri. Da, 20, dar, 25 chiar. Exact. Da, dar este. E vorba de drum, părinte, e vorba de resurse, e vorba de bani. Când mergi, când trebuie să duci 20 de copii, da, cel puțin 6 părinți trebuie să fie disponibili. Da, 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 exact, exact. Da? Și nici măcar nu li se decontează combustibilul. Uh-huh. Măcar atâta lucru să se facă din partea primăriei. Păi poate spun, da, uite, se duc părinții, să plătească părinții, să îi susțină. Da, dar, asta ar fi gândirea, să spunem, primarilor, da, în când, general. Când eu îmi achiziționez pentru folosința mea proprie motorină de 5.000 de lei pe lună, da? Cu banii primăriei? Cu banii primăriei, bineînțeles. Da, dar asta e ilegal. Păi nu, nu e ilegal, nu, domn. Deci, ascultați-mă, deci toate sunt legale, toate sunt făcute, cheltuielile sunt puse pe buldo excavator, pe am un înțeles, tractor. Da, ca să pare pe... că e... Exact. Da, da, știu. Deci, acestea sunt, din ăla rupe puțin și dă și copiilor. Da, e adevărat și asta, poți să faci acolo. Vreți să vă spun că sunt copii cu dizabilități, cerințe speciale, speciale de educație. Da. Ei... Care au nevoie... Ei, părinții, odată pe lună, da, se duc cu mașinile proprii și îi duc la terapie. Da. De aceea nu se interesează nimeni. Păi sunt, da, că sunt puține, probabil nu, că nu, sunt nu, păi voturi acei, acolo. Da, sunt puține voturi. Primarii fac... Sunt puține voturi. Acum nu vreau să vă simțiți că nu are legătură cu persoana de față și nici cu domnul primar de la Săcele. În general, politicienii fac lucruri pentru grupurile mari de votanți. Că acolo vin voturile multe. Da, dar cei mici fac diferența. Da, e adevărat și asta. Pentru că... Indiferent că sunt 1, 2, 3 sau 4, ei trebuie ajutați și susținuți. Da, sigur că și da. Mai ales că sunt cu probleme speciale. Da. Părinții aceia își, cum să spun, își dau toată silința. Și toate resursele. Și toate resursele ca să poată să că nu și-au dorit ei să aibă problemele exact. Astea copiilor. Exact. Poate să fie, deci, asta e, nu poți să... Aceasta este o altă, deci susținerea prin faptul, măcar le decontezi transportul. Da, sigur, adevărat. Le decontezi transportul. Pentru că ai posibilitatea asta. Da, și se adună. 300 de lei, nu, 100 de lei acum, 100 de lei peste 200, exact. 100 de lei peste da, 200. Da. Se adună. Puțin sunt lucruri care... deci, orice ajutor pe care poate să-l dea primăria oamenilor trebuie făcut. Cum veți face dacă veți câștiga... Veți face un buget special pentru cei cu cerințe speciale? Un buget special pentru soluții deplasarea sunt. La... Am înțeles. Soluții sunt. Numai să vrei. Numai să vrei. Deci, da. Numai să vrei. Soluții sunt. Bine, să aveți și un consiliu care să fie Cum am mai zis și data trecută, consilierii sunt oameni din sat. Da, sunt oameni din sat și ar înțelege. Transparența. Da, știu. Corectitudinea. Și pentru copiilor se face, exact. Dacă se face da, ceva. Dar transparența, corectitudinea ies întotdeauna în față. Da. Deci da. Ei nu o să voteze niciodată împotriva unui lucru bun. Da. Deci nu o să voteze. Și pozitiv. Exact. Care să fie în folosul mai ales al copiilor din comună. Deci acestea sunt problemele stringente. Pentru că mai sunt pentru bătrâni. Da, și asta e o altă problemă care practic trebuie gestionată de primărie. Vino un ajutorul lor. De exemplu, se poate stabili. Da? Sunt bătrân cu pensii mici. Poți să-i ajuți prin subvenționarea unor servicii, unor nu știu, servicii. Curentul, da. Electric, curent, apa, electric. Da, canalizare acolo, și alte... Cum să spun, acolo la, deci să zicem luna aceasta l-a ajuns pe cutare, luna cealaltă pe altcineva, dar să simtă că, da, că să simtă că n-au fost uitați, da, asta este problema, și... să simtă că n-au fost uitați și lucrul acesta să se facă în permanență, nu cu două luni înainte când povestea, este votarea. Discutam noi mai devreme, înainte să luăm pauză, că pe mine m-am amuzat. Acum am tot mers în diferite orașele României. Am fost și la Iași, am fost și la București, am fost după aceea și la Pitești, în timpul campaniei.
Și peste tot, toată lumea lucrează în comune, în orașe, se lucrează peste tot, peste tot sunt utilaje. Dar ar fi bine să se lucreze permanent așa și după alegeri. Păi da, da. Sunt curios că se va lucra după alegeri. Păi întotdeauna s-au păstrat aceste resurse, proiecte, resurse, spre final. Așa, da. Pentru că asta a fost întotdeauna, praf în ochi. Credeți că e praf în ochi doar? În general? Da. În general așa este. Pentru că nu poți să uiți la o lună de zile după ce ai câștigat mandatul de primar, să uiți și să închizi ușa în nas oamenilor. Părerea mea este asta. Când un om vine la primărie, eu ca primar trebuie să-i deschid ușa. Da, și de fapt primarul stă pe afară, pe drumuri. Deci eu ca primar trebuie să-i deschid ușa. Da. Nu el trebuie să ciocăne la ușă și să mă întrebe, am voie? Și să primăria spun, așteaptă că nu mi-am băut cafeaua. Primăria oamenilor, de fapt. E primăria oamenilor. Da, așa este. Și primarul, de fapt, prin vot, e angajat la primărie. Eu am o obligație față de oamenii care m-au ales. Față de toți oamenii din comună. Da. Deci asta este și am simțit întotdeauna, tocmai de aceea m-am implicat și am fost alături de ei. Asta este o problemă de suflet. Da. Păi da, pentru că toată lumea vă știe acolo, dacă ați crescut în comună, vă știu părinții, adică oamenii vă știu părinții dumneavoastră și vă știu cei care sunt din generația dumneavoastră, deci de-ai satului de acolo. Și spuneați mai devreme că oamenii au interesul să meargă bine lucrurile. Păi... Asta, mă rog, eu, acum dacă veți câștiga, spre exemplu, mandatul, puteți să schimbați, că ați tot vorbit, uite, trebuie să fie aia, trebuie să fie, puteți să schimbați viziunea, puteți să schimbați, să nu le spuneți oamenilor că nu beau cafea. Beau cafea cu voi pe stradă, uite, iau exact. Cu paharul și mergem exact. Să vedem unde se lucrează, exact. Ce unde sunt făcut, problemele. Ce trebuie făcut, de ce trebuie să schimbăm aia, de ce trebuie să facem asta. Și atunci oamenii când văd că stai pe stradă cu ei și când văd că ești în parc, în cămin, la școală, acolo uitându-te, oamenii înțeleg. Adică spun, bă, n-a fost în altă parte, a fost cu noi aici, uite, e lângă noi. Când te văd în fața primăriei și când te văd că lucrezi cu una cu alta, n-au ce să mai zică, că văd și ei că de fapt... pot să fie limite, dar limitele, uite, sunt aici lângă voi, nu mă ascund, nu stau... Și chefuiesc, nu? Și poate nu mai faceți investiții pe artificii, 5.000 de euro. Da, este... Bine, nu sunt doar 5.000, sunt multe mii de euro. Sunt multe mii de euro. Dacă sunt multe evenimente sunt și... Sunt multe mii de euro. Oamenilor, le place să vadă artificii, dar cred că le face mai bine să investești banii în altceva. Exact. Dacă artificiile... Nu, problema este așa, 5.000 de euro... Da, și 5.000 de euro pentru o comună înseamnă o sumă mare. Eu sunt mare. Noi oricum când, în momentul în care ne plângem că nu avem bani și fonduri ca să facem un trotuar și folosim 5.000 de euro pentru artificii, iar... Păi mai pui încă 30.000 sau 40.000 și cumperi pavele pentru toată comuna. Exact. Cu 50.000 de euro, da, sau cumperi beton să asfaltezi. Să se vrea. Da, să se vrea, de fapt. Da, asta este important. Să se vrea, să nu ai interesul propriu mai presus de cei care te-au ales. Da. Mai avem 2 minute acum și vreau să le dați un mesaj alegătorilor. Nu cred că mai aveți timp să mai veniți la TV, că deja sunt ultimele zile. Și mesajul meu este votați cu încredere. Exact cum am fost până acum lângă voi, sunt și de acum încolo și vă promit că nu o să vă dezamăgesc, nu-s cuvinte mari. Oamenii care mă cunosc și care știu că am fost alături de ei pot să confirme că mă țin de cuvânt. Da, acum rămâne înregistrat tot ce a spus. Exact, așa. Asta este. Deci contează foarte și mult. Am înregistrările. Chiar am spus oamenilor să vină să mă tragă de mânecă. Da, nu cred că se va întâmpla asta pentru că, mă rog, se vede că aveți bunăvoință și că lucrurile o să, mă rog, cel puțin o să încercați să demarați, că o să fie limite și alte lucruri și finanțarea greoaie, că sunt mulți factori pe lângă voință ai unui primar, dar cel puțin oamenii pot vedea că există voință, că se votează în sensul ăla. Își dau seama oamenii când nu e voință și când exact. Este voință. Exact. Adică ei pot observa. Toți oamenii își dau seama de lucrul ăsta, pentru că vrei sau nu vrei, se adună experiența de viață, vezi cum a fost într-un mandat, vezi cum a fost în alt mandat, mai ales că acolo vă și cunoașteți unii cu alții, toți vă cunoașteți. Dacă nu fac treaba, peste 4 ani
să mă taxeze. Nu vă mai votează, da. Exact. Mulțumesc foarte mult că ați venit, să aveți succes în campanie. Mă bucur că am vorbit și că am reușit să comunicăm cu alegătorii dumneavoastră și să vă prezentați platforma program. E important. E important și că mergeți pe drum din poartă în poartă, dar e important să vă și vadă toți, că poate nu sunt toți în comună, poate alții lucrează, sunt în altă parte. Exact. Și televiziunea ajută cumva cu vizualizarea și să se întâmple așa cum v-ați propus, să aveți succes acolo și să faceți mai bine, cu mare drag, să faceți mai bine lucrurile pentru toți cei din comună, că e nevoie de multe. Da. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc succes și aveți eu. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici. A fost domnul Gheorghe Brânduș, candidat pentru fotoliul de primar la Săcele, așa cum spuneam, din partea AUR. Ne-a propus și ne-a prezentat, de fapt, programul de campanie și proiectele pe care vrea să le duruleze. Rămâne satul de Litoral TV alături de noi, vor mai fi și alți candidați, vor prezenta și ei, fie pentru primărie, fie pentru Consiliul Județean, fie pentru alte demnități publice care vor fi alese acum pe 9 iunie. Eu sunt Anache Tușa, ne revedem la o ediție următoare. Până atunci, toate cele bune și la revedere!